Războinicele Naomi Muscă și Diana Senteș, două dintre țintele preferate ale lui Ciprian Sila, și vin să-și confrunte fostul coleg în direct la Fan Arena. Ne-a dat de înțeles că este și un om foarte agresiv. Un om când te jignește, consider că vine dintr-o frustrare. Ciprian Sila și-i face lumină în scandalul monstru pe care l-a avut la Exatlon cu Ana Simia Țăran. În privința lui Simia, e un subiect tabu. Cum comentează războinicul acuzele Simiei, care susține că era la un pas să fie bătută de temperamentalul Sila și... M-am jurat de mamă și de tată și când am început să-i spun și eu altele de ale mele și așa, nu mai avea mult și aproape cât nu s-a ridicat să dea mine. Răbufnire nervoasă a lui Mirel Drăgan la adresa lui Ionuț Jaguarul. Cu din gură. Păi dacă stai cu piciorul afară. Stai unde vreau eu. Antrenorul faimosului Amato Zaharia comentează la Fan Arena reacția vehementă și ușor disproporționată a elevului său. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Fan Arena. De câteva minute s-a terminat o nouă ediție spectaculoasă, Exatlon România. Au fost din nou tensiuni între cele două tabere, așa cum probabil că vor fi și în această seară în platoul nostru, având în vedere că invitații noștri au fost protagoniștii unor dispute verbale acide de-a lungul competiției, chiar dacă au făcut parte din aceeași echipă. Îi avem alături de noi, în primul rând, pe Ciprian Silași, așa cum ne-a promis încă de ieri că va fi prezent în platoul Fan Arena. Bună seara, Ciprian! Bună seara și bine v-am regăsit! Dar și pe războinicele Naomi Muscă și Diana Senteș. Bună seara, fetelor! Bună seara! Așteptăm cu nerăbdare să discutăm pe marginea disputelor savuroase pe care fetele le-au avut cu nonconformistul lor coleg. Nu înainte însă de a-l spune bună seara și domnului Amato Zaharia, tatăl faimosului Amato Zaharia. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și bineînțeles, Vladimir Drăghia. Bună seara, Vladimir! Bună! Vreau să te felicit, este rândul meu să te felicit după ce ai făcut totul aseară. Vreau să-ți spun felicitări pentru... Lumea nu știe, a luat premiu pentru cea mai bună prezentatoare. Și te rog să ni-l arăți, cea mai bună prezentatoare. Bravo. La gala performanței și excelenței. Și excelenței, da, mulțumesc tare. Felicitări. Este un premiu care mă onorează, dar care mă și responsabilizează extrem de tare, pentru că trebuie să demonstrez și de acum înainte că merit acest titlu și că pot să-l și păstrez. Asta e foarte greu. Adică asta se întâmplă cu premiile, nu? Că eu n-am simțit nicio responsabilitate când am luat premiul ăla seară. Eu am simțit. Eram așa, mulțumesc, ca un fluturaș. Ar trebui să-l iei și la anul, nu? Și tu și eu. Nu, la anul ar trebui măcar să mă invite ăștia la cel mai bun prezentator. Știi, acum nici măcar l-am primit invitație, tu ai luat premiul. Păi de asta e puțin. Că trebuia și tu să vii la eveniment, dar ai avut altă treabă. Deci, ai fost invitat, am înțeles, ori? Mulțumesc că ai încercat să mă scoți. Nu, n-am fost invitat. Revenind așadar la oile noastre, mulțumesc încă o dată. Da, mersi când ne-ați făcut oi. Are dreptate. Ai și dreptate. Revenind la ale noastre. Eu sper să devin un bel de până la urmă. Ești oaia neagră. Exact. Sunt oaia neagră. De-a venit astăzi. Ne-am întors în negru în seara asta, dar eu sper să devin un bel de până la urmă. Miroase a doliu pe aici. Da, miroase a doliu. Aoleo. Se anunță, care va să zică, o seară incendiară. Iată-ne în formula mult așteptată, ca să zic așa. Dacă aseară Ciprian i-ai ținut piept cu briolul lui Cristi Geamăn din echipa faimoșilor. Da, și n-am pieptul mare. Sunt tare, da, da, pieptul mare. Sunt tare curioasă ce o să se întâmple în această seară cu războinicele. Vor fi ele războinice în adevăratul sens al cuvântului? Prietenele lui. Sunteți prietenele lui? Eu simt așa tensiunea ușor în aer, nu pot să vă mint. Naomi, simt că ești un pic, nu știu dacă... nervoasă, dar te simt așa, ca un butoi cu pulbere, gata să explodeze. Eu mă gândesc că Naomi n-a venit pentru lecția aia de not, până acum n-a venit la București, dar pentru asta a bătut tot drumul, s-a trezit dimineață. Cred că a venit de ieri la București. Dar nu știu dacă m-ați imit, Vladimir, aseară Ciprian a zis, am eveniment mâine, am nu știu ce, dar pentru Naomi, las tot. Am restituit la oameni banii, am venit aici expre... Să fie totul... Ai zis că poate, cine știe, de aici plecăm la un bazin și să pune Naomi pe ce nu lasă pentru Silași. Și se apucă de not. Opa, face. Lapte și miere, da, așa, nu? Da. Da. Dar hai să intrăm un pic și în amănunte, că tare sunt curioasă dacă descoperim ceva ce... mă rog, v-ar putea și pe voi să fiți, v-ar putea face să fiți mai liniștiți. Pentru că am senzația că aveți lucruri de spus și de împărțit, atâta vreme cât amândoi v-ați dorit extrem de tare să fiți astăzi prezenți în emisiune. Eu nu neapărat mi-am dorit foarte tare să ajung în emisiune, la insistențele tale, Ilinca. Bine, dar ai spus, fiind cea mai bună prezentatoare, n-am putut să nu accept. Dar sunt foarte liniștit, chiar având noroc că am acasă o parteneră de viață care este foarte matură și n-a stat să ia în considerare vorbele
lui Naomi de 19 ani. La care vorbe te referi? Păi ați avut materialul, că nu știu, nu respect pe Diana. Mm-hmm. Din partea ei. Și bă, sunt liniștit că acum mă place, nu mă place cineva mai mult sau mai puțin din partea lui Naomi. Asta sunt. Știi ce se întâmplă? O să discutăm astăzi despre asta. Nu a fost o singură acuză la adresa ta din partea unei singure persoane. Exact. Te rog, Naomi. Da, țin să precizez că nu am fost singura persoană care a specificat acest lucru. Din câte am văzut chiar și aseară, m-am uitat la emisiune și am auzit pe material unde și Mirel și cei din echipa adversă, Roxana Vance, a zis că nu-l recunoaște pe Sila și pentru că l-a întâmpinat în alte emisiuni și nu a văzut și partea asta mai puțin bună a lui, să zic așa. Și da. Nu... Bine că ai văzut-o acum. Mă bucur că nu sunt singura care a văzut acest lucru. Și sper să se dea și material, să se vadă concret ce au zis și celelalte persoane. Păi s-au văzut, s-au tot discutat, s-au tot da, eu... zic, răspuns la astfel de provocări. Da, uite, dacă vrei, am să fac atârul, o să difuzăm chiar acum un material cu conflictul care exista sau conflictele care au existat între voi doi, inclusiv declarația pe care tu, Naomi, ai avut-o în momentul în care ai ajuns în România la aeroport. Haideți să vedem imagini. Conflictul cu Naomi Musca a pornit din cauza faptului că războinica nu reușea să învețe să înoate, motiv pentru care Ciprian, nervos pe situație, a protestat vehement. Avem o foarte mare problemă că nu înoți, avem o foarte mare problemă că a început să fie obraznică, din punctul meu de vedere. Cel mai slab jucător de la Exatlon era de data trecută Naomi. Dacă Naomi crede că va rămâne de mâine încolo, eu spun sincer, când e bazin, eu nu intru dacă ea nu intră. Punct. Naomi. Ajunsă acasă, Naomi a făcut o serie de declarații șocante cu privire la comportamentul colegului ei. Ciprian Sila, și țin să menționez că nu mi-a plăcut de la început persoana lui. Este un om foarte vulgar, un om care știe să comunice doar prin cuvinte vulgare. Ne-a dat de înțeles că este și un om foarte agresiv. Și mi-a zis că pe el îl deranjează, l-a deranjat în ultimele 4 zile, așa s-a exprimat, că l-a deranjat modul meu de a vorbi, de a mă exprima. Mi-a zis că sunt obraznică și nu am înțeles de ce, dar nici nu am ripostat, nu am vrut să intru în polemică cu ei, mai ales cu Sila, și care... Dacă aș intra într-o polemică cu el, nu cred că aș mai scăpa. Ciprian, era Naomi cea mai slabă concurentă? La un moment dat, da. S-a dovedit a fi cea mai slabă concurentă din punct... era un handicap, nu nota. Ea, în rest pe traseu, dacă vroia și avea chef în ziua respectivă, trăgea, era foarte bună. S-a întâmplat și să n-aibă chef? Da. Da, da, deci da, și la duel. Ea era înainte mult la Coco, dar n-a avut ea și nu avea aceeași chestie. Finalitatea era la ea o problemă și dacă avea chef astăzi fugea, păi fugea, o fugi pe traseu acolo, la traseu cu Coco de la eliminare, era în fața lui Coco cu jumătate de parcurs. Despre ce povestim? N-aveai da? Chef să concurezi, Naomi? Avea zile chiar și zile. Chiar aveam o... stare destul de bună și mi-am dorit să rămân în competiție, dar după cum a zis și el, nu mi-a ieșit finalul. Ok, se întâmplă. Și după cum vedem, și el a pierdut în fața lui Doru pentru că nu a reușit la final. Uitați în față, Naomi. Și era numai la început. Deci era foarte bună pe traseu, dar păcat că n-avea tot timpul chef. Și asta... Na, hai, tragem asta tot timpul sau tragem mă când ai... să decizi tu sau să specifici păi nici... tu că eu nu știi dacă am avut eu chef sau n-am avut chef. Adică păi, de ce vedea, de pe margine. E părerea noastră, adică... Ok. La un moment știu că și Ana ți-a spus că nu mai alergi pe traseu, că mergi. Deci... Dar bineînțeles că ai venit și ai explicat că ți s-a dus coarda atunci, aia de două deci ori. Eu chiar am susținut cred atunci. Cred că s-a văzut destul de bine și atunci când, de data aia când ai, când specifici tu acum, că mi s-a... încolăcit acea funie după gât.
Deci nu a fost din intenție. Nu, da, a vrut nicio clipă să renunț. Am fost cu ea și am, eu am susținut că i s-a pus aia după gât. Da, și da, chiar, dar nu mă refer la faza aia. Atunci chiar, deci Naomi era foarte bună. Deficitul care era la ea nu nota. Și ne avem, aveam parcururi, să le numesc așa, că așa le-au numit și ei, în care... Trasee cu apă. Și atunci aveau o extra alegere cei de la faimoși. Și aveam, de exemplu, pe Diana și pe Cătălin și mai luam încă o dată. Sau, uitați aici la piscina asta, a fost zi în care eram noi 8 și ei 9. Și am concurat numai 4. Se pare corect? Deci tu spui că Naomi nu a dat tot ce putea în momentul duelului. Dar da, nici până atunci în competiție, dacă zici că avea chef, n-avea chef, avea era zile, în funcție de avea chef. Zile și zile. Uh-huh. Avea zile și zile. Deci asta, așa am văzut-o noi și așa o susțin, că asta e, asta, asta okay, e realitatea. Dar voi ați acordat-o sprijinul? Ați încercat să o susțineți cât da, era nevoie? Da. S-o încurajat, deci, s-o noi am încurajat-o și am susținut-o să noate și după 2 luni. La un moment dat, colegii chiar ajuns să se roage de tine să noți. Nu a fost chiar așa, Diana, pentru că eu am intrat și la mai aici. Adică tu nu erai în competiție când eu am intrat în bazin și chiar și Iulian și Alin. Eu spun doar cât am stat eu și știu eu că... Și ai văzut foarte bine faptul că am stat în piscină cu Alin și mi-am dat silința să învăț. La final. Ok, mai spre final, ultimele 3 zile, deci am dat silința până în ultimele 3 zile. Ok, Cipri, dar tu ai specificat la aeroport că eu în astea 2 luni de zile nu mi-am dat silința să învăț de nou, să învăț deloc. Asta înseamnă... Nu suficient. Nu suficient. Păi una să spui nu suficient și una să spui că n-am vrut să învăț deloc. Păi adică, una, ascultă-mă. Asta ai spus tu, cu gura ta. Una e o lună jumate să te cheme lumea să înveți să nu și să, tu să dormi. Știi? Și la ora 10 când noi ne-am propus să ne punem la somn, tu te trezeai și stăteai și zbierai pe acolo, că noi aveam geamurile în cameră și ziceam, bă, asta ai, e... Ai, Cipri, nu exagera. Stop, nu lasă... exagera. Și cu cine zbieram? Zbieram de nebun acolo? Păi nu, vorbeai tare. Deci tu la ora 10 nu mai aveai somn și stăteai... Ok, dar cu cine vorbeam? Păi cu oricine, că au fost într-o păi seară cu Alin. Păi care oricine, dacă voi toți v-ați spus la culcare? Majoritatea. Era ba într-o seară Doru, ba într-o seară Alin, ba eram nu știu care. Noi aveam geamurile, ții minte că noi aveam geamurile acolo în cameră. Ok, că am stat în seara aceea la discuție cu Alin, am vorbit foarte încet. Că nu ți-ai dat interesul când era o oră... Dacă tu ai stat și ascultat la geamuri, e altceva. Nu. La care geamuri? Că eu geamurile le aveam în cap. Vrei, nu vrei, n-aveai sticlă. Deci noi vorbeam despre faptul că tu ai venit acolo și era un interval de ore când veneai de la parcurs. Mâncai și mai aveai 2 ore. Tu te culcai, după care trebuia să dormi. Hai și învață, că nu ai când al timp. Măi, e adevărat că ajunge să oamenii ăștia să se roage de tine să înveți să noți? Nu. Da, ai spus și deci, tu la un moment dat, ei vreau să intru în piscină când aveau ei chef. Ce ați făcut, mă? Deci asta nu funcționează așa. Intru că zice Sila și sau intru că zice Ana Maria Odvoș. Nici într-un caz. Adică am intrat cu Alin, omul ăla a avut răbdare cu mine, m-a ajutat și mulțumesc pe această cale, dar nu o să intru niciodată pentru că zice Sila și intră acum în piscină. Deci niciodată. Tu, Naomi, nimic treaba asta. Despre ce vorbim noi? Ce ați întrebat oamenilor? Am insistat noi să prinzi tu, să știi să noți până în ultima clipă, te-am susținut și am încercat să, că ai vrut acum, că ai vrut peste oră, te-am susținut și în ultimele 3 zile ai intrat cu Alin, că nu ai vrut tu să intri cu mine sau cu Ana Odvoș, ok. Că nici eu n-am vrut să intru cu tine sau cu sau Ana cu tine. Deci, ok, Ciprian, vrei cu Alin. Ciprian spune că te-au susținut, da? Echipa te-a susținut. În afară de Alin, care într-adevăr te-a ajutat, am văzut și noi imaginile, deci, să noți. Te-ai simțit susținută de ceilalți membri? M-am simțit susținută de anumite persoane din echipă, nu de toate. Cel puțin din partea lui Sila și nici o clipă nu m-am simțit susținută. Dar nici nu trebuie să te susținem mai mult. Noi ok, trebuie dar să mergem atunci acolo nu specifica că m-ai susținut sau nu vorbi la plural. Te-am susținut toți. M-a întrebat lumea dacă tu ai fost susținută de către noi. Noi toți am stat acolo, că eu nu m-am dus în cameră să mă culc când tu te-ai chinuit și ai zis, hai Naomi, mai dă o tură. Că nu am fost acolo, de exemplu, în cameră să mă culc când tu timp te-ai chinuit să vezi, să noți. Am fost cu tine acolo și tu ziceam, bravo, tu Naomi, mai încerc așa. Am fost sau nu am fost? Ce vrei să-ți fac altceva? Mă, adevărul, te aștepți să vină toată echipa și să-ți spună să mai faci un bazin? Dar nu mă aștept. Betty, eu învățat în 3 zile. Deci Betty nici nu m-am așteptat la așa ceva, dar atunci să nu specifice. Betty, în prima zi ne-am dat seama că nu știe și am zis, Betty, vrei să înveți? Ca și la o Naomi. Și zis, da, vreau să învăț. Și a stat fata aia, altă maturitate, altă gândire. Mă rog, are cu 10 ani mai mult. Deci, practic, avem aceeași situație, exact. Două persoane diferite, bravo. Una a învățat să noate pentru că a vrut adevărat, cealaltă aici de față n-a învățat să noate pentru că n-a vrut. Da. Ce mai tot atâta povestim? O lună jumate zicea că
Deci, adică tu... se vede la cineva că se nu poate. Nu e vorba că nu am vrut, e vorba că eu la început am intrat în piscină și chiar am încercat să scap de acea frică, de acea teamă. Nimeni deci, nu bine, înțelege. Ea, păi dacă nu... ea oricum a intrat în piscină atunci pe topoganul ăla. Deci noi ne-am dus acolo la primul parcur și era toată lumea panicată. Te-ai sui sus, amin, și nu știi ce se întâmplă. Bă, dacă a putut ăla, putea și restul. Deci noi n-am știut că Betty nu știe să nate. Eu am reușit și s-a luat, lasă-mă, numai un pic. Și s-a luat curaj, s-a luat inima în dinți și a mers fata și nouă și faimoșul nu era frică, că era pentru prima dată, ți era normal că nu știi cum e. Și ne-am dat drumul. Betty a avut atac de panică, o sărit după ea, o scos odată, o renunțat în prima fază că o salvat-o și a mai jucat încă o dată. Deci tu ce spui prin această poveste mare pe care mereu da. O faci este că lui Betty era chiar mai greu să treacă peste această frică spre deosebire de ei. Nu, și totuși a trecut peste. Betty a sărit în piscină că acum vine rândul și o sărit în piscină asumându-și. Frumos. Aceeași chestie s-a făcut-o și Naomi. Și eu nu m-am asumat. Asta. Lasă-mă să termin fraza, că doar am zis că asumându-și și tu a sărit și tu. Să termin, dar am întins foarte mult și uite unde e început. Mai lungă. E, și a sărit și ea, că zicea că a încercat să-și învingă teama aia, că după ce ne-a povestit după o săptămână, două, că a avut o problemă când era mică și era să nece, ok, am înțeles, am ascultat-o, hai să încercăm, uite, că aici e apa mică. O luat-o Iulian și a aruncat-o cu joapcă în partea alaltă. Nu s-a supărat nimeni, nu a avut nimeni, după ce a luat iarăși, o luat ulea și-o mingea așa. De cine, mă, că n-am... Pe Naomi, știi? Așa. Deci și Naomi a sărit în prima zi, de pe aceeași trambulină, și-a luat inima din și-a sărit să-și învingă teama. Păi da, dar uite, acum vine întrebarea mea, Vladimir, e posibil ca, având teama asta mare de apă, să nu reușești să te învingi cu tot ajutorul colegilor? Bineînțeles că e posibil, dar nu știm dacă e cazul. Până la urmă, de ce n-ai învățat? Din frica asta sau ți-era lene să intri mai des? Nu mi-era lene de niciun fel, pentru că eu mi-am dorit... Și cred că Alin știe cel mai bine că am purtat niște discuții cu el în care i-am explicat de ce sunt eu atât de panicată și așa. Și chiar la început, când am început să câștigăm vila pe la începutul competiției, am stat cu el în piscină și a văzut cât de panicată sunt și a zis că trebuie să o luăm treptat. Și am încercat pe parcursul competiției, eu am reușit să-mi depășesc oarecum teama care o aveam la început. Având în vedere că mergeam pe traseele cu topogan cu ape mai mici. Mai mici, exact. Și acolo am văzut că pot, am văzut că sunt destul de curajoasă și am zis, ok, ce poate să mi se întâmple? Adică am încercat de-a lungul competiției să-mi depășesc această frică. Bun, deci ai trecut peste frică, deci nu de frică a ai stat mai mult. A încercat, am încercat și în mare parte am reușit. Ai și reușit. Am și reușit pentru că... Și atunci de ce n-ai învățat să înnoți? Dar ce nu înțeleg eu aici, cum... S-a dus Naomi după fenta lui Ciprian și a plecat de la limbajul vulgar și agresivitatea verbală a lui Ciprian și am ajuns la cum a învățat Naomi să înoate. Păi stați așa, nu vă grăbiți, domnule la emisiunea de aseară? Amato, da. Că sunt cu mai Ciprian? Multe subiecte pe care cu le dezbatem. Adică în 15 minute deja am învățat să înot numai ascultând. Păi vedeți aici. A fost problema două luni pe care că nu vă fac pe plac, domnule Amato. Naomi, ai declarat răspicat cum că Ciprian a fost agresiv atât verbal, cât și fizic, sau cel puțin asta îți transmitea ție. Și vreau să discutăm despre acest subiect, dacă te-a jignit Ciprian, în ce mod te-a jignit și de ce a făcut asta, imediat. Războinicele Naomi Muscă și Diana Senteș, două dintre țintele preferate ale lui Ciprian Sila și vin să-și confrunte fostul coleg în direct la Fan Arena. Ne-a dat de înțeles că este și un om foarte agresiv. Un om când te jignește, consider că vine dintr-o frustrare. Răbufnire nervoasă a lui Mirel Drăgan la adresa lui Ionuț Jaguarul. Păi dacă stai cu piciorul afară... Stai unde vreau eu! Antrenorul faimosului Amato Zaharia comentează la Fan Arena reacția vehementă și ușor disproporționată a elevului său. Războinicele Naomi Muscă și Diana Senteș, două dintre țintele preferate ale lui Ciprian Sila și vin să-și confrunte fostul coleg în direct la Fan Arena. Ne-a dat de înțeles că este și un om foarte agresiv. Un om când te jignește, consider că vine dintr-o frustrare. Răbufnire nervoasă a lui Mirel Drăgan la adresa lui Ionuț Jaguarul. Stai cu din gură!
Păi dacă stai cu piciorul afară... Păi stai unde vreau eu! Antrenorul faimosului Amato Zaharia comentează la Fan Arena reacția vehementă și ușor disproporționată a elevului său. Am revenit în direct la Fan Arena și da, discutăm filmul agresivității lui Ciprian Sila și așa cum ni l-a descris Naomi. Da. Într-adevăr am punctat... Vrei tu să spui ceva sau vrei să te întreb eu ca să o luăm cumva organizat? De ce te-a jignit Ciprian? Te-a jignit Ciprian? Da, m-a jignit cel puțin de două ori, mi-amintesc eu foarte bine. Prima dată a fost când am jucat un mini-game cu el până la 5 sau până la 7, din câte mi-amintesc, unde mie nu mi-eșea deloc finalul și el de fiecare dată când venea de pe traseu, ok, lui s-a întâmplat să puncteze, a fost bravo lui, a fost mult mai bun la final, dar asta nu înseamnă că trebuia să mă înjure și să vorbească răstit la mine. Trebuia să mă înțeleagă pentru că suntem amândoi concurenți și cu toții într-o zi punctăm, într-o zi suntem mai buni, într-o zi avem zile mai bune și mai proaste. Sigur, hai să ne înțelegem. Faptul că un om ridică tonul sau îți vorbește pe... are o atitudine mai, ostilă, nu știu, răstită sau ostilă față de tine, asta considerăm a fi jignire? Pe scurt, dacă se poate spune. Ce ți-a zis după ce ai pierdut? Eu zic că contează foarte mult modul de a te adresa unei persoane. Dar asta înjurat, te-a înjurat? Da, dar nu pot să reproduc aici ce am jurat. Evident că nu. Deci dar a fost atât de grav încât chiar nu poți să reproduci. Deci, a zis lucruri... În acel minigame chiar m-am jurat. Și Cipri, dacă ai bunul Ciprian, simț să este adevărat? Ai bunul simț să recunoști bine, dacă nu, eu îmi susțin oricum punctul de vedere. Pentru că nu am de ce să mint și nu am venit aici să dau pe sticlă bine. Am venit să spun verde în față și ai putea să recunoști dacă ai atâta maturitate. Am jucat acel, eu încerc și eu să-mi aduc aminte, am jucat acel match de best of, unde au avut în seara asta, au avut meciul băieții pentru medalie. Parcă văd că iar face o zi de 5 minute și am uitat întrebarea. Ce întrebare simplă! Zi, ce răsoare afară! Dar ce bine a jucat astăzi pentru medalie. Da. Da, și... Îți aduce aminte să o fi înjurat pe Naomi? M-am răstit la ea. M-am răstit la ea pentru că trebuia să tragă și ea. Pentru... Dar n-ai înjurat-o. Plus mie și dacă ai zis tu, trage și tu și adun punct sau am zis-o cu carne. Hai mă că știm amândoi ce înseamnă înjurătura, înjurat exact, sau nu. Că am zis sau n-am zis cu carne, dar am zis o idee să tragă, pentru că era una dintre zilele ei favorite în care n-avea chef să joace. Pentru că noi la jocurile astea de medalie ne venea rândul pe rând, să zic așa, să mă exprim. Azi ai fost tu, mâine mă duc eu, mâine pui. Și a fost trimisă Naomi, ceea ce ne-a plăcut. Ca și de mine altfel. Eu nu aveam chef. Ciprian, dar am zis, ok, mă duc. Când nu ai chef, da. Când nu ai chef, nu tragi pe traseu și nu ești înaintea Roxanei Vancea. Păi Păi, de ce am fost înaintea Roxanei Vancea? Că nu am tras? Păi n-ai tras, că Roxana Vancea ajungea și tu nici n-am pucat să dai. Ai ajuns de două ori. Ciprian, și măcar un punct trage și tu. De fiecare dată am fost înaintea Roxanei Vancea. Eu știu okay, foarte bine meciul ăla, îl țin minte că a fost foarte frumos, tu câștigai toate punctele, exact. Ea le pierdea. Ați jucat împotriva Roxanei Vancea cu Ferruccio. Da. Ferruccio pierdea, Roxana câștiga. Eu zic că foarte frumos. Dar, din ce mi-aduc eu aminte, ea a ajuns de foarte multe ori. Dacă nu odată sau imediat după Roxana, chiar în fața Roxanei. Ok, deci odată sau de două ori, aia am zis și eu. Nu, odată nu, sau de două ori a ajuns. Tu ai spus că nu a ajuns să dea. Da, păi exact. În rest n-a ajuns să dea, că Roxana dădea și, și foarte bine. A dat deci, foarte a bine a dat atunci, și foarte da. Bine. Da, a fost dar foarte bună. Ea... Păi și e meritul Roxanei că dădea foarte bine? Asta zic, sau deci e vina lui Naomi că dădea de, Roxana de două bine. Ori ai zis, din șapte meciuri, din șase meciuri, că s-a jucat, din alea șase meciuri, au ajuns doar de două ori. Dacă era echilibrat, bă, hai să trag sau să ajung să dăm cel puțin de atâtea ori. Cipri, există material unde, ok, mi-amintesc foarte bine că prima rundă care am avut-o cu ea am fost la același nivel. Da, prima. Și dar din a doua rundă am fost tot timpul da, în fața ideea ei. Era următoarea. Și chiar ei au specificat, toată echipa a specificat faptul că, bă, tot timpul ești în fața ei și niciodată nu reușești la final. Ok, nu mi-a ieșit, a fost și foarte bună Roxana, este da, destul de îndemânatică. Nu, dar asta nu înseamnă că... Dacă trebuie să tragi mai mult de tine, că nu tragi, de asta m-am dus acolo. Când zici că nu tragi, înseamnă că ești undeva în spate, nici de cum niciodată în față. Eu așa văd lucrurile acum. Alte momente în care el te-a jignit sau te-a înjurat, aveau o legătură cu meciul și cu faptul că ție nu ți-a ieșit? Nu neapărat o înjurătură, dar discuția care am avut-o înainte de eliminarea mea, faptul că a precizat că în ultimele 4-5 zile eu am fost obraznică, chiar îl rog că e aici să-mi spună cu ce am fost eu la adresa lui obraznică, cel puțin. Ce fain.
chiar zic. Pentru că mi s-au adus niște acuze care nu mi se par deloc adevărate. Ia zi, Ciprian, cu ce a fost o deci, am stat la baracă. Am stat la baracă? Și te-ai plâns să merge acasă? Ha, 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 vă rog eu, ai luat pe aproape fiecare în parte și l-ai rugat, te rog okay, eu, lasă-mă să plec. Da, există bun, și acel material bun, pe TV. După câteva zile era și Diana și Cătălin, am reușit să câștigăm vila. Corect? A doua zi după ce am câștigat bine, vila, nu ai mai văzut așa chiar o mare tragedie ca să mergi acasă. Și ai început să-i răspunzi la Ana Odvoș, la Iulian, poate chiar și mie. Și ce în moment... înseamnă să-i răspunzi? Păi tu îmi zici că s-o deci vorbeam... la adresa ta, așa ai spus. Ascultă-mă. La adresa mea ai fost și poate și mie și noi vorbeam gen la masă și ziceai tu vezi de treaba ta că nu știu ce, că noi gen făceam strategie cum să jucăm sau tu iau o fost la joc, tu iau pe nu știu care la joc și am câștigat marele premiu de 5.000 de dolari. Am mers în vacanță și când am venit în vacanță noi am jucat, am avut traseu cu nămolul. E, ea acolo nu și-a dat interesul, măcar să ne aplaude. Chiar n-a vrut să joace. Deci pe tine te-a deranjat că ea voia sau nu să rămână în extatlon în funcție de unde dormea. Da. Și era, dintr-o dată s-a schimbat strategia și viziunea. Deci au venit alea 18 la zile la noi și au făcut ca toți, dai, vă rog, eu, vă rog, vă rog, vă rog. Bun, am înțeles-o. După două zile când am câștigat casa și o mâncăm altceva și dormim altfel și ne spălăm pe păr și toată lumea era ok, au început, dacă zicea unul, auzi, tu vezi de treaba ta, Naomi, hai, te rog frumos să noți. Au zis, mă, voi vedeți-vă că nu-mi zici tu mie când să învățăm. Ok, scuză-mă că ți-am zis. Bun, trecem peste asta. A venit meciul de eliminare când a venit de la Santo Domingo și noi am tras acolo pe Coco, am băgat-o de 4 ori în joc, am avut handicap, că ea nu vrea să joace și a știa deja să noate, că ea zicea deja că știe să când noate. A pierdut ea, Coco. Da, de-a căzut de la distanță. Mm-hmm. Nici măcar nu au aplaudat sau hai, te rog eu, trage, hai că doar suntem la eliminare. S-a terminat. Așa e, este adevărat? Nu, s-a nu terminat adevărat jocul, lasă-mă să termin fraza. S-a terminat jocul, am mers acasă și s-a zis, producția, nu discutați la masă eliminarea, că noi ne strângeam iarăși toți și povesteam despre chestia asta. Bă, ce părere aveai? Pentru că se făcea ca un fel de biserică și se spuneau lucrurile pe nume, pe față. Bă, fii atent, care e? Tu ai avut un minus, tu ai avut un plus, tu ai avut aia la altă, tu ai avut aia la altă. Așa, cum am văzut de altfel. Corect. Ok. Și a zis, mâncați, terminați. După și după aceea treceți aici în partea asta la alta și faceți reality-ul ăla. Ok. Ghiciți ce? Ana Odvoș a zis, vă rog eu, haideți acum că am terminat de mâncare, să ne mutăm dincolo. N-a auzit. Deci, te rog eu, haideți după... Hai să facem exercițiu, că tu ești cu asta. Vă rog cine eu... și eu, Ana? Că... Nu, tu ești, deci să facem un exercițiu. Vă rog eu, haideți să facem ședința în partea alta. S-a ridicat Naomi-a mea și s-a dus și s-a culcat. S-a dus, venit Betty după tine? Așa a fost Naomi? Te rugam. Stai puțin, că avem aici o... Deci mereu se striga după ea? Da, am strigat-o la ședință. Era eram baie, era 8 oameni, deci noi plecam din casă, toată lumea aștepta să plece să facem plecarea. Hai, Naomi! Stați că, să văd dacă am chef. Eram amândouă în cameră, la păr. În ziua... Aia a fost și ziua bun, în care a țipat el. Păi, el, de obicei, atunci dacă cineva întârzia o secundă, el țipa. Că păi, dar nu mi se pare normal țipe. Că eu timp de 2 luni de zile să te aștept pe tine, după tu nici n-ai chef sau am chef dar astăzi. Dar nu mai aștepta pe mine, pentru că eu când am ajuns jos, s-a adeverit faptul că încă lipsea cineva. Nu lipsea nimeni. Ba da, lipsea. Pentru că a venit Betty și eu i-a auzit tu... Ești cam obraznică. Te rog frumos, pe ce cer scuze. A venit Betty după tine? Eu zic să fii subiectiv și să nu deviezi de la subiect, da, pentru că era pentru vorba că tu de ceea ce mi-ai creat o stare, ne-ai creat o stare, nu numai mie, la toată echipa de acolo, de disconfort. Adică eu stau și te aștept, aia Ana Odu și zice de lângă tine, stăm să faci ședința dincolo și ai simțit tu că nu-i bine și nu ești în confortul tău și ai plecat. Și ai zis, auzi tu, eu nu vreau să vin jos să... Mă certați voi pe mine. Asta pentru că avea o problemă cu autoritatea celorlalți? Nu am făcut deloc acest lucru. Eu am stat, într-adevăr, am stat cu ei la masă, în care mi s-a zis și mi-am cerut scuze ulterior. Mi s-a zis că... S-a zis la masă faptul că, ok, după masă o să facem ședința unde fiecare își pune punctul de vedere. La masă, să vină Naomi de la baie, de la duș, că vrea să facă duș, că vrea să se relaxeze. Păi noi suntem 8 oameni care așteptăm să facem... Putem purta un dialog sau ne certăm? Sau... Nu, purtăm okay, un dialog. Ok, ți-am dat voie la replică, dăm voie și okay, mie hai, acum, că îți mai zic, îți mai zic. Unde... Ok, s-a organizat, s-a vorbit de acea mini-ședință și... eram atât de, nu știu, eram foarte îngândurată, eram și supărată oarecum și nu am auzit când... Așa s-a zis că Ana Odvoș a zis că să ne adunăm după masă. Nu am auzit acel...
ceea ce a zis, să ne adunăm după masă și am urcat sus. Nici de cum nu m-am pus să dorm, am mers în duș și am zis că îmi fac un duș repede și cobor și stăm de vorbă. Nu vroiam să fug de această responsabilitate, mi-am dorit să stau, să discut cu ei și să aud fiecare punct de vedere. Și a venit Beatrice la mine foarte revoltată că eu de ce nu cobor jos, să stau cu ei la discuție și așa mai departe. Am zis, Betty, vin în 2 minute, scuză-mă că nu am auzit, eram foarte îngândurată și chiar nu mi-am dat seama de ceea ce a spus voi la masă. Și am stat, am coborât jos, erau bineînțeles toți revoltați, le-am explicat faptul că am fost... Nu am auzit pur și, atentă, simplu. Pur și simplu. Le-am spus faptul că vreau să stau de vorbă cu ei, nu am fugit de această responsabilitate și m-au înțeles. Așa mi-au dat de înțeles că m-au înțeles și că mi-au acceptat scuzele, mi-am cerut scuze față de toți. Toți în afară de Ciprian. Ba, toată lumea, toată lumea a fost acolo și mi-am cerut scuze față de toți. Chiar și Beatrice a zis, a specificat pe material, cred că și există, faptul că ok, și eu îmi cer scuze că am venit atât de revoltată la tine și că... Te-am luat oarecum așa, mai dur. Am înțeles, cred că și ei m-au înțeles, deci nu... Deci nu asta a fost situația, dar e adevărat că le răspundeai războinicilor în momentul în care ați ajuns la vilă, un pic deci, arogant, primul așa? Primul rând, el a specificat că am fost obraznică față de el în ultimele 4-5 zile, ceea ce l-am rugat să-mi față specifice... Față de tot, nu de mine. Nu, păi știi că atunci când a zis că e obraznică, nu a zis că față de el. Așa puțin. Ok, dar așa se interpretează din ceea ce a spus. Da, mă rog, a explicat. A zis din punctul lui de vedere, oarecum se înțelegea că față de el. Da, deja ați dat vreo 3 exemple care, din punctul meu de vedere, cam stau în picioare. Adică dacă oamenii sunt toți acolo și te cheamă să ai și tu, nu te duci la duș. Adică poate să mai aștepte, deci nu i-aș nipui pe toți să aștepte. Asta mi se pare. Dar poți să înțelegi că n-a auzit? Da, ascultă-mă. Poți să zic? Sau mai dezici ca după ce zic? Deci în ziua aia a fost o multitudine de chestii de genul ăsta. Ne-a venit de la Santo Domingo, cineva vorbea cu ea din autocar și a închis gura, Naomi. Auzi, tu vezi de ale tale. Ok. A fost după aceea jocul în care ne-a închis gura și nici măcar nu ne-a susținut. Băi, eu lupt pentru noi. Dar dăm exemplu față de cine, că nu mi-amintesc, nu știu. Adică la jocul ăla, la jocul ăla în care Corina a jucat de 4 ori și tu niciodată. Niciodată. Față de cine am răspuns. Ai fost cu echipa, ai aplaudat. Nu ne-ai susținut. Da, chiar am fost și tu acolo. Deci să zici și Ana, ascultă-mă, să zici și Ana. Bun, lasă-mă să termin fraza, că după aceea zice Vladimir că iarăși vorbesc mult și nu concluzionez. A fost primul autocar, numai ziua aia, primul autocar, după ce n-ai susținut echipa pe acolo, ți-a zis toată lumea, după aceea la masă, a zis toată lumea, hai acolo, venim Betty după tine, ca să fiu repede și hai, concis, simți presiunea. Nu simt nicio presiune. O venit fata, te-o luat, ai venit, mă aminte, ți-a cerut scuze după alea 15 minute, normal că după ce vorbim și stau și mă tot înnebunesc că vine Naomi sau nu vine Naomi, că noi trebuie să facem realitatea, că și eu vreau să mă spăl. O venit Naomi și o zis, spuneți, normal că ai auzit fata mea. Știi care e fraza? Că eu nu mai prea am eu timp să stau după tine. Din pur punctul meu de vedere, ai fost obraznică și nu e respectat. Din punctul meu de vedere, faptul că tu nu vrei să intri la jocurile cu piscină și nici nu-ți dai interesul, eu te propun la eliminare. Asta e părerea mea. Și asta o zici aici și modul în care am zis-o. Pentru că nu mai, încă o dată, 3 luni de zile, 4 luni de zile cât durează exatlon, nu e ca într-o viață să stau 70 de ani, învăț până la 23 de ani să învăț să not. Fra, avem 2 zile. Ai învățat în 3 zile. Timp de 7 săptămâni pot să declar cu mâna pe inimă faptul că am fost alături de echipă în fiecare moment, fie la bine, fie la greu. I-am susținut pe fiecare și chiar Corina, când va ieși, poate să-mi confirme faptul că chiar și în acel joc de care zice el că nu am fost alături de ei, Corina a fost supusă de 4 ori pe traseu să concureze și a și plâns la un moment dat și chiar cred că a văzut și ea foarte bine faptul că am fost lângă echipa, am susținut-o, am vorbit cu ea și chiar i-am încurajat cât am putut. Având în vedere că el poate să specifice faptul că eu eram la doctor, am avut temperatură, am fost gripată. A, da. Da, și m-a chemat după ce s-a terminat jocul, m-a chemat la un reality, aveam termometru sub braț și am zis, vin într-un minut. El s-a revoltat la mine și a zis că a început să vorbească mai violent, cum vorbește el da, de obicei. Mai violent, ca de adică altfel. Violent? Vin într-un minut, pare tot așa zice într-un mai... După cum se și vede, bine, acum nu e el foarte agitat, că de obicei când se enervează are alte atitudine. Iese din minți? Dar agresiv a fost cu tine? Când a fost agresiv? Că are o atitudine agresivă sau se dădea spre tine? Te simțeai amenințată? Este agresiv verbal. Verbal. Deci niciodată nu m-a referat fizic. Nu a
N-am văzut să lovească pe cineva sau chestii de gen. Nu, verbal. Ce să lovesc, nu vezi că jumătate de om ce naiba vorbește. Ei, lăsați și pe ăla cu. Da, adevărul că poate să fii. Da, dar verbal ești agresiv? Deci, asta am spus-o și acum la el fel cum a zis. El a și recunoscut, adică nu știu cum am spus-o și acolo pe canapea, că aveți imaginile. Modul în care am spus-o, mi-am adus aminte și de paracetamolul ăla că stătea acolo și hai a zis: "Vin, domnule, de medicamente, da, te rog." Deci, te aduce în starea aia, adică stăteam pe canapea lângă cum stă Vladimir acum lângă mine și am zis, bă, punctul meu de vedere, ca să nu lungim și să nu mai povestim mult, ăsta este. Și să zică fiecare părerea, că era acolo ca o fel de șezătoare în care ea era judecată și fiecare, normal că nu era confortabil pentru ea, pentru că toți săreau pe ea. Într-un fel sau altul o înțeleg, dar totuși ai, nu mă fă să stea și cameraman și toată lumea după tine. Lasă Ciprica, a stat 2 minute și mi-am cerut scuze, adică n-a fost cu pură intenție. 15 minute după care ceas? Ai avut tu ceas? Deci ascultă-mă, la mâncare adică a venit Betty după Betty 10 minute. A venit după mine și eu după un minut am coborât jos. N-ai coborât după un minut. Nu, ai... bine. No, ok, hai că okay, ne contrazicem că... cu minutele, da? Ne contrazicem. În concluzie asta e 10 sau 3 minute, 3 cu... O chestie acolo cu 3 minute sau 1 minut că vrei tu, o chestie acolo, o chestie acolo, o chestie acolo, normal că pe mine mă agiți și tu nu mă respecti mai mult sau mai puțin, sau pe toată lumea aia. Adică noi stăm toți și ne supunem și facem să fie cum vrea toată lumea și tu, hai că mai vorbim, că eu mă duc să fac nu vorbi de supunere, că eu acum am nevoie de un paracetamol. Dacă ai observat, eu n-am avut treabă nici cu perfuzia și m-am dus și m-am bătut. Nu, că acum stai că fac un paracetamol, tu n-ai vrut să vii să faci un reality cu nou. Dar de unde știu eu ce-a fost acolo? Eu n-am fost în competiție. Da, dreptate, că tot paracetamolul îți dădea și ție. Paracetamolul ăla, eu n-ai vrut să vii să vorbești. Te-a rugat femeia asta să nu mai spui numele ăla și nu mai pe ăla spui de 10 ori. Nu, scuze. Nu contează. Deci, practic, pe tine te supăra faptul că ne Naomi întârzia, că nu era foarte atentă și așa mai departe. Da. În ziua iar aia, pe da. Naomi o supăra faptul că era agresiv verbal și că o jignei. Da, așa, na, și ea era așa. Aberează și eu trebuie foarte să mult, adică, ok, s-a întâmplat și am și, specific, am și dezvăluit acum ce a fost, de fapt, cu întârzierea mea la eliminare. Dar ceea ce zice el pe toată, el vorbește odată pe perioada concursului. Nu ultimele trei zile, când tu ai început să fii arogantă. De lucruri concrete, adică îmi zici că cu tare și cu tare și cu tare. Dă-mi lucruri concrete dacă crezi că am greșit undeva. Mă, că am zis. Mai concret de atât ce vrei să-ți desemnezi. A dat exemplu din autocar. A stat în microb, în autocar și a... A zis la cineva că nu vrea să vorbească sau ce a zis? Măi, era în autocar, nu știu ce... Spune-mi la cine. A dat trei exemple. Ăsta cu întârzierea la masă, la ședința respectivă, așa. La cu autocarul, așa. Când trebuia să vorbești cu cineva și de fapt cineva voia să vorbească cu tine și tu ai zis că nu vorbești. Dar dacă și el își amintește, să-mi spună și mie la cine am vorbit. Adevărul că eu am fost acolo să contabilizez cu cine am vorbit toată ziua. Păi, dar nu spune, dacă ți amintești un lucru, ți amintești. Deci mai concret de atât, la cine m-am referit. Diana, tu mai erai pe atunci când nu mai ții minte, tu mai erai. Nici nu mai ții minte. Nu era la jur. Vă să întreb dacă ai sesizat și tu același lucru. Însă mi-aduc și aminte de întârzierile ei. Și ea face referire doar că ar fi fost una, dar el își aduce aminte de mai multe. Deci erau mai multe sau se întâmpla des? Să întârzie, să aștepte ceilalți după ea? Da, da, se întâmpla. Asta e ideea, de-aia spun, la un moment dat ajungi să fii deranjat de un lucru care se întâmplă de mai multe ori. Dacă ar fi fost odată, treci cu vederea. Dacă se întâmplă de mai multe ori, ajungi să fii deranjat. Se pare că se întâmpla totuși des. Pot să certific că am fost acolo și într-adevăr și la noi erau câteva persoane care tot timpul veneau ultimele. Și nu știu, acum de pe canapea asta, nu știu de ce ne enerva atât de tare, dar într-adevăr, când vezi că stau 6 oameni care au primesc aceleași ordine, ni se spune, în 3 minute ne vedem la autocar. Și toți oamenii se îmbracă repede, lasă ce au făcut și sunt acolo. Da, sunteți de acord că nu toți oamenii sunt la fel. Poate păi da, dar în același timp, o secundă, în același timp, tu care nu ești la fel ca mine, care ești obișnuită să stai mai mult la toaletă, exact. Să zicem, da. Ești într-un concurs în care trebuie să respecti niște reguli. Nu poți, odată ce știi regulile astea și ai greșit odată, te înțeleg că nu ești ca mine, ai greșit și a doua oară. Bă, da, vezi că suntem aici de, nu știu, o lună, două, trei și tu în continuare ne ții pe toți. Păi și așa e mare presiunea concursului și a jocului. Acum mai pun și presiune pe mine că eu așteaptă lumea 3 minute. O secundă, nu eu pun pe tine, tu pui pe mine, că tu mă faci pe mine să aștept. Nu pe mine, pe noi. Sunt niște reguli la care... De care toată lumea trebuie să țină cont, înțelegi? Și într-adevăr, okay, devine frustrant a 10 oară. Deci, 15-20 de minute. Deci, era vorba de câteva minute. Nu pot să văd că din cel mai vehementă critică a lui Ciprian ai devenit prietenul și susținător. Nu sunt deloc prietenul lui Ciprian, în continuare mi-e antipatic, doar că pot să fiu, așa cum este și tatăl lui Amato, pot să fiu obiectiv. Pot să îți spun din experiența mea că, într-adevăr, aveam și noi în echipă persoane care tot timpul făceau asta și devine enervant. Okay, deci am nu pot să neg faptul că
poate în astea 7 săptămâni s-a întâmplat o dată sau de două ori să aștepte după mine un minut sau două, dar nici de cum 15 sau 20, iar nu poate să-mi spună că de fiecare dată eu am făcut acest lucru pentru că nu s-a întâmplat. Da, s-a întâmplat o dată, asta mi-o amintesc și eu foarte bine, în care el țipa la mine, hai, Naomi, jos. Da, s-a întâmplat cumva spre sfârșit, când tu deja îți doreai să pleci acasă sau simțeai că vei fi la duel. Adică poate ai făcut-o ca și ai vrut. Și ai vrut cumva să-i sfidezi sau nu te-a mai interesat neapărat? Nu mi-am dorit, nu am vrut să fac acest lucru cu intenție, deci am fost acolo cu ei în simplu. Ultima perioadă, în ultima zi să evit, de ce aș face asta? Adică, ok. Am lămurit subiectul și mă bucur că l-am lămurit pentru că am înțeles care sunt ambele variante ale poveștii. Hai să trecem mai departe. Aș vrea să atingem un subiect care, într-adevăr, este delicat și cu siguranță personal pentru tine, Ciprian. Atât Naomi, cât și alte colege de ale tale, cât și alți membri din echipa Faimoșilor au vorbit despre modalitatea în care tu te-ai adresat în cadrul competiției în legătură cu soția ta. Ai auzit și tu mai devreme. Da, sunt acuzații, deci oricare, deci eu am fost un fel de om în competiția care făceam mult haz de necaz. Încercam să văd partea plină a paharului și să văd partea frumoasă. Iar în momentul când eu povesteam despre Diana, da, povesteam într-un anumit fel. Adică, bă, oricare este mai cocoș acasă și normal că eu sunt cocoș, normal că, du-te mă, că eu n-am treabă cu nimeni. Știi, și modul în care oricare bărbat să ține mai șmecher, adică în fața astea, dar n-am... Nu poți să deduci tu că eu nu respect soția sau că... Deci tu spui că ea a înțeles greșit că nu-ți respect soția. Da. Deci asta poate să confirme... Iar tu sau te rog să ne spui din ce ai înțeles greșit. Ce a spus el de înțeles tu că nu-și respect undeva? Eu am dedus prin modul lui de a vorbi și nu am fost singura. Prin modul lui de a vorbi despre soția lui este o lipsă de respect. Ok, ce a zis? Cam înțeles că... Dar numai că acum rămâne valabil întrebarea. E posibil să fi înțeles greșit. Haideți să vedem noi dacă ai înțeles greșit sau nu. Ce a spus omul ăsta? Eu nec faptul că are o soție superbă acasă și chiar am văzut-o și eu și e o super femeie. Deci nu zic că femeia aia este o femeie rea. Eu zic modul lui de a se... De... Păi asta te întreb eu. Ce a zis Ciprian el? Ciprian spunea că Diana este o femeie rea? Nu spunea că este o femeie rea. Doar că... Bă, ca oricare, hai duc. Băi, eu am venit, eu te-am cunoscut și eu am zis, eu sunt Batman, hai cu mine. No, ce e rău în deci asta? Nu este... Ai povestit lucruri personale? Nu, adică, bă, când... Cipri, dacă ți-amintești foarte bine, când stăteam la baracă, la un moment dat ai început să povestești niște chestii, cu câte fete umblai, tu ce făceai, când erai eram și tână, cu Diana. Dar asta că oricare ce vezi. Nu, ai zis și când erai în timp cu Diana. Da, nu știu despre... Și discuția asta nu s-a dat la TV și automat că eu nu am... Știu, dacă... Deci acolo chiar era înregistrat 24 de ore. Era înregistrat, dar nu, hai să fim serioși, că nu deci se dă totul la TV. Păi da, dar... Și discuția aia nu s-a dat. Înseamnă că cei care au văzut, au auzit acea discuție, li s-a părut că nu e ceea ce crezi tu. Dar nu o să dea la TV doar pentru că zic eu. Crede-mă că la TV se dă, dacă crede că e un subiect de cancan, crede-mă că se dă. Te ei pot să-ți confirme asta. Discuție, Diana. Nu știu ce. Da, cred că Naomi a înțeles un pic greșit. Eu am avut altă percepție asupra... Tu poți să vorbești un pic mai tare, te rog, că am avut altă percepție asupra discuției referitoare la soția lui. Într-adevăr, el a povestit în momentul ăla, cum a spus ea, că a zis de alte fete. Nu, noi vorbeam de cumpenele în relație sau ce înseamnă gelozia, ce nu. El a relatat niște fapte care s-au întâmplat... înainte, cred că, de relație. Nu, 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 și că soția lui l-ar fi iertat. Se întâmplă diverse lucruri. Iar pentru ce făcut înainte de relație? Că de ce te iartă? Că în cazul ăsta am și eu urmă de scuze. Noi vorbeam oricum tot felul de nimicuri și râdeam și făceam tot felul. Dar apropo de cumpene, și relația dintre voi doi a suferit sau a avut o felul de cumpene și mă refer evident la relația de colegialitate din cadrul Exatlonului. Haideți să vedem câteva imagini din conflictul Dianei Senteș cu Ciprian Silaș. Venirea Dianei în echipa Războinicilor a fost o bucurie de scurtă durată. Gafele ei de pe traseu au adus zâmbete pe chipul colegilor. Au dat aici, să nu-ți parcă capetele, dar la ea, Diana, Alin, Diana, poate știi ce știe, pac, pac, una, alta.
Că asta e prea rapid. Treptat, greșelile și neatenția războinicei au început să deranjeze, iar primul care și-a arătat nemulțumirea a fost Ciprian Silașii. Ce naiba, nu te concentrezi un pic care traseu? Nu, e problema. Nu, e o problemă, este o problemă foarte mare. Nu te concentrezi, nu vrei să joci. N-avei voie să iei. Hai, mă. Opțiunea e în mâinile voastre, deci, ce opțiune? O dată, de două, de trei ori? Exact că atâta pot. Atâta nu vrei. Nu vezi să că te-ai stricat freza. Vezi că te-ai udat, te-ai murdărit pe păr. Ai ceva să spui? Da, cum adică te concentrezi prea mult și uiți? Nu se poate asta. Da, pentru pe mine tensiunea mă apasă și concentrarea păi asta omul cumva desenează cum arată traseul și tu nu ții minte. Având în vedere că puneți și foarte multă presiune pe mine, ne ținem cont că eu sunt totuși la început. Nu se poate, noi să toți să ne rupem picioarele și mâinile și ea când e o probă din asta, păi știi, nu stă cocul bine, dă un pui mei. Modalitatea lui de mustrare a fost subiect de discuție și în platoul Fan Arena. Am zis, nu încerca acum în fața camerei să-mi strigi mie imaginea, că eu nu stau nici 7 ore în baie și nu prea mi-aranjez cu cucul, că n-am cu ce. Consider că și pe mine m-a jignit, dar ți-am spus, mi-am dat seama că toate... În fond, un om când te jignește, consider că vine dintr-o frustrare, dintr-o problemă de-a lui interioară. Deci dacă nu stătea 7 ore în baie, ce făcea greșit Diana? Ea a venit atunci la început, în prima parte a subiectului, când noi ne amuzam. Pentru că am avut traseu cu carul și Alin era prea rapid și era prea precis. Și Diana tot așa și-a luat un elan. De-aia am zis, bă, trebuie să punem semafoare, că au uitat să-l găsește mingile de sus și de astea. Și am făcut azi din necaz. S-a întâmplat odată de două ori și după aceea, din punctul nostru de vedere, mi s-a părut că... Ea nu vrea să-și dea interesul. Iar noi după aceea am avut o discuție în care ne-am explicat toți problemele, adică și ea le-a înțeles și după aceea chiar am văzut că ea trăgea pe traseu. Dar nu-i complet cum ar veni ce am avut noi acolo. Deci noi ne-am dus, am jucat și când am avut chestia aia și ea la al doilea parcur care era de gen unde a zis gen că-și aranjează cocul și spânțelele, trebuia să ia în stânga, tot așa, a omis și a zis, bă, dă-o încolo, nu se poate, că omul ăla înainte ne l-a explicat. Și a zis după aceea că poate a avut mai multă presiune. Dar ăla e, cam ăla a fost incidentul nostru. Păi își dădea sau nu interesul până la urmă? Tu de ce nu credeai la momentul respectiv astea în neputința faze, ei? Pentru că astea ea zicea, două nu cazuri, îți la început. După care noi am avut... Nu, traseul pe care l-am văzut, ăsta cu carul, da, dar cel pe care l-am văzut noi mai devreme e printre ultimele din... Sunt la început. Cam concentrate una cu alta. Nu sunt la început de niciun fel. Păi, na, uitați-vă, după aceea și mai venim mâine încă o dată la emisiune, dar azi la început, plus minus, diferență de două zile sau o zi. Și a venit faza că trebuia să facă stânga... Și a făcut dreapta. Pentru că de-aia el s-a și enervat atât de tare că a fost o întâmplare una după alta, da. Deci, tocmai ce se întâmplase destul asta, de curând. Cam asta a fost și atunci la Naomi, că nu mă deranjează, bă, că n-ai o dată. Dacă tot faci repetat, te deranjează. Se pare că până la urmă, nu doar Naomi întârzie la plecare, mai stă și Diana 7 ore în baie, după cum zice Sila și... Ideea e că eu sunt foarte sigură de faptul că pe Diana o deranjează multe lucruri, dar acum nu vrea să intre în polemică cu Cipri și, păi, până la urmă e decizia ei. Dar știu foarte bine... Pare că sunt prieteni acum, nu? Știu, aparent, da. Știu foarte bine faptul că și pe Diana au deranjat multe lucruri la Ciprian în competiție, dar... Ai spus okay. Bine, la trecut, că eu am maturitatea suficientă, okay, să înțeleg Diana, că a trecut, la trecut timpul, dar uite, materialul în față. De ce. Da, dar nu am de ce să mai țin atâta supărare, pentru că ce a fost acolo a fost și s-au întâmplat în urma unor condiții pe care noi le trăiam acolo. Și le-am rezolvat problema, uite cum am dacă. Decența să-i strâng mână și să înțeleg orice moment prin care am trecut și el, dar și tu și eu am așa. Decența să-i strâng mâna, adică nu port tu ură pe Sila și... Tu nu prea ai decența. Dar tu reproșezi lucruri care s-au întâmplat. Astăzi ce am făcut? Unde am ieșit astăzi? Am dat mâna cu tine. Vrei să zic că n-ai plecat, te-ai pupat cu toată lumea și pe mine m-ai evitat? Păi cu tine mă întâlneam în astă seară. Da, de asta și cu restul, vezi, Doamne... L-am pupat pe Cătălin atât. Când pleci dintr-o încăpere... Am avut bună zi să te salut și să spun... Nu, dar ascultă-mă, când vii într-o încăpere și salut 6 oameni și pe al 7-lea nu mai salut. Dar povestiți-ne și nouă ce s-a întâmplat. Ați ieșit în oraș? Astăzi am ieșit în oraș și când am ajuns eu, Cătălin și Diana și ulterior a ajuns și Ciprian și... Evident că nu sunt omul care să țină mânie, dușmănie pe... Apropo, chiar venit, dacă avem ce avem... Am venit și am salutat pe toată lumea și am și pupat-o. Ai pupat pe toată lumea. Păi okay. Poate te simțeai vinovat. Tocmai asta vreau să zic, faptul că am și... Adică cu asta am plecat în gând chiar de la hotel, că chiar dacă știam că vine Cipri și zic...
Nu am nimic cu omul ăsta, ok, am avut noi ce am avut în concurs și suntem aici să dezbatem ceea ce a fost în concurs. Dar asta nu înseamnă că nu o să-i strâng mâna sau că nu o să-i dau bună păi ziua. Păi nu mai strâng dar chiar să-l pupi? Mie mi se pare normal să știi. Deci, băi, am avut niște probleme. Ok, strâng mâna, da. Te aștept să te și pup acum. Nu, ăsta a fost i-am salutul. I-am strâns mâna, ne-am pupat și i-am zis bun venit acasă. Ăsta e salutul care a fost de întâmpinare. Și ăsta a fost salutul și de plecare. Dar a fost în afară de mine. Voi mai fi făcut ceva între timp? Ce, am mâncat? La burger te-a deranjat cu ceva? A început să... Am început să dezbatem acolo problema. E, vezi, păi și vrei să fii pupat și după ce te ceți, mă? Păi nu, dar păi tu vii la aeroport și în lipsa omului tu dai în el și cu noroi, noroc că ai de acasă e deșteaptă. Dar tu ce zici la aeroport, Ciprian? A mea e deșteaptă. Se pare că zici lucruri mai frumoase? Păi nu, dar nu poți să zici că... Păi, dar nu ce? Fiecare și-a zis punctul de vedere. Tu ți l-ai zis pe al tău, eu mi l-am zis pe al meu. Fiecare avem acest drept. În baza acestui punct de al tău de vedere care e eronat și n-are okay, nicio... Ok, și eu pot să zic același lucru și al tău e eronat. Ok, și ce câștigăm? Păi, nu-i fondat. Eu mă pot despărți de Diana că tu ești... Se pare punctul tău de vedere ești... e mult mai bun? Păi... Eu așa am cuvintele. Știi, dacă tu nu știi să-ți alegi cuvintele, nu trebuie că să sufăr eu, sau familia mea. Trebuie să le aleg după cum vrei tu, cum îți place ție? Păi nu, dar da, e în familia mea. Ai vrut să spun ceva ce îți place ție? Eu, nu am dat în familia deranj. Ta, deloc. Păi nu, dacă îmi spui am violent... Zis modul tău de a te adresa. Bă, m-ai făcut violent și m-ai făcut în tot felul. Am zis violent verbal și mi-o susțin. Nu, acum ai zis violent verbal. Ok, n-am specificat verbal, am specificat de diferență. Eu mare diferență. Face diferența. Eu mare foarte diferență, adică. Noroc cu Diana că e mult mai matură și o zic, bă, nu mă cobor la nivelul la ceea ce vorbește fata. Da, deci pe tine te-au deranjat comentariile ei de la aeroport. Da. Super. Și v-ați luat cu asta la restaurant astăzi. Deci cum ar veni, nu-i prima discuție pe care eu i-am zis să încheie subiectul acolo și să-l dezbatem astă seară. Pentru că el eram într-un local în care era frumos să... Ne păstrăm calmul, să stăm la masă frumos și ce avem de dezbătut, suntem aici. Și l-am încheiat, nu l-am încheiat? Păi l-ai încheiat, dar de ce l-ai început? De ce ai început păi să te răstești la mine? A fost Diana de față, dacă poate să confirme bine, dacă nu... S-a răstit mă iar la ea? Un pic așa a fost omul ridicat, da? Deci, s-a antrenat împreună. Totuși, suntem între oameni și hai să nu ne certăm. Ți-ai zis punctul de vedere, mi l-am spus și eu, ok. Păi da, tu Naomi, de eu repet. Tu ai dat în mine și în familia mea, în lipsa mea, adică eu dacă aveam o fată lângă mine de vârsta ta, mă despărțeam. Lasă că... vârsta, Ciprian, pentru că vârsta nu e un pronostic anume păi de maturitate. Ți se pare că tu la 35 de ani ești destul de calm și de coerent în ceea ce spui? Da. Ți se pare mai că întreabă nu niște persoane din jurul tău, poate că nu-s de aceeași părere. Păi, opinii, opinia ta împotriva opiniei mele. Adică, ok, și? Despre ce povestim tu, Naomi? Care... Despre asta povestim, despre ce despre asta, deci acum? Cum tu nu ai loc de viața mea? Ce treabă ai tu cu mine? Foarte mult loc, adică chiar nu... Păi și atunci ce treabă ai tu că ai fost în acolo și în ce plus treabă? Minus am fost cam între... asta s-a întâmplat și dai vina pe altcineva, că nu știi cum pe să... Pe cine am dat vina? Pe mine. Că tu nu ai fost acolo ok, că nu înțelegi de ce ai fost scos afară. Păi tu ai fost scos afară că erai un pic mai slabă. Tu, la nominalizare, când am fost în baracă, tu nu ai fost indignată, că tu ți-ai dorit, de exemplu, să mergem acasă. Dar cine tu, a zis tu că n-ai eu fost in... Stai să mai povestesc ceva. Dau vina pe cineva că m-a scos afară. N-ai fost indignată că ai fost nominalizată și toată lumea a fost ok și știai că vrei să pleci acasă și ți-ai asumat că nu știi să noi și bă, vreau că îmi doresc să ajung de ziua mea și acasă. Și nu am zis asta? Pe tine te deranja faptul că Alin, care tu simpatizai și îl iubeai din ochi și din astea, nu o ținut cu tine și nu te-a nominalizat. Nu, da, se pare că Ciprian susține cu vârf și îndesat faptul că și nu mă trebuie abia să-ți asum ce ai făcut Alin acolo din competiție și să spună punctul de vedere. Dar ți-e drag cred de Alin? Nu. Am spus-o de la început, am spus-o și pe perioada competiției, l-am apreciat și l-apreciez pe Alin foarte bun, foarte mult, este un băiat cu foarte mult bun simț. A fost lângă mine în momentele grele, a fost un om care m-a susținut, fie în bazin, fie... Și a fost o lovitură pentru tine faptul că te-ai nominalizat? Nu, nu a fost nicio lovitură. Eu am discutat cu Alin. Eu a avut ai fost supărată Alin, tare. Ai fost supărată tare, două zile ai fost marcată. Dar de unde de știi tu treaba asta? Au fost mult păi, mai multe păreri fost decât acolo Alin. Și noi. Am fost noi toți acolo. Și am specificat de faptul că mă deranjează că Alin îmi spune asta? Păi sunt acolo, la nominalizare. Te-ai supărat pe el și nu-ți venea să crezi de ce el te nominalizează pe tine. Eu nu am zis treaba asta. Păi, nominalizarea, într-o zi poate o dați și vedeți că păi așa ia, te rog frumos să-mi o arăți și mie. Dar tu te simți nedreptățită de nominalizarea aia? Am spus-o și atunci. În privința înnotului, nu mă nu, simt nu, nu, per total, per total. La argumentele care mi s-au spus din partea lui Sila și din partea lui Ana Maria Odvoș,
Da. Și nu, altceva te întreb. Crezi că ar fi fost altcineva? Crezi că ar fi trebuit să fie altcineva nominalizat, nu tu? Nu. Deci clar era... Am zis-o și data trecută. Era, era rândul meu de a fi nominalizat. Te-au deranjat doar motivele. M-a deranjat motivele, care... am spus-o și mi-o repet. M-a deranjat motivele și nu m-a deranjat ceea ce a zis Alin, nu m-a deranjat ceea ce a zis Doru, m-a deranjat ceea ce a spus Ciprian, Iulian și Ana. Nucleul fantastic, e clar. Bun. Ce mă mai interesează pe mine iarăși este părerea voastră vis-a-vis de incidentul care a avut în această seară loc la Exatlon. Unul extrem de dur, aproape violent, aș spune, despre care vom discuta imediat. Măcar aici să fiți de acord. Bă, Grigore, ce mai... Răbufnire nervoasă a lui Mirel Drăgan la adresa lui Ionuț Jaguarul. Stai cu din gură! Păi dacă stai cu piciorul afară! Stai unde vreau eu! Antrenorul faimosului Amato Zaharia comentează la Fan Arena reacția vehementă și ușor disproporționată a elevului său. Răbufnire nervoasă a lui Mirel Drăgan la adresa lui Ionuț Jaguarul. Stai cu din gură! Păi dacă stai cu piciorul afară! Stai unde vreau eu! Antrenorul faimosului Amato Zaharia comentează la Fan Arena reacția vehementă și ușor disproporționată a elevului său. Am revenit în direct la Fan Arena și aș vrea să discutăm în minutele următoare despre ceea ce s-a întâmplat în această seară. Mirel Drăgan și-a ieșit din minți și a sărit practic la gâtul jaguarului. De ce și mai ales care vor fi comentariile invitaților noștri despre acest subiect imediat după ce urmărim imaginile. Mirel Drăgan lovește din nou. M-a luat de gât, m-a strâns, chiar m-a strâns foarte tare, sunt și ars pe spate. Și a venit lângă urechea mea și a început să mă amenințe. După ce l-a amenințat prima dată pe Iulian, nu a durat mult și în raza de acțiune a faimosului a intrat Alin. E foarte proastă, Luciriță. Haide că e rândul tău acolo la... Nu știa... Mirel, nu știam că ești pe Inver, bă! Stai drept, nu este așa. Dar nu trebuie să... Nu ai tu treabă cum stau eu. Stai ca bărbați. Nu ai tu treabă cum stau eu. Na, care e problema ta? Nu, să stai ca bărbați, asta ziceam. Dar nu e treaba ta. După schimbul de replici cu Alin și Iulian, în seara asta, faimosul Mirel a sărit la gâtul jaguarului. Stai cu din gură! Bă, dacă stai cu piciorul afară... Bă, stai unde vreau eu! Lupta pentru vilă a încins din nou spiritele între faimoșii războinici. În timpul curselor de pe marginea terenului, jaguarul a avertizat pe Mirel că depășește linia de demarcație pentru aruncări. Faimosul a luat foc imediat. Reintră în poziție, Mirel! Sparge dorul! Ce comete tu? Lasă-mă! Dacă stai cu noi să-ți spar gura! Băi, ce-i mă de reacțiile astea? Stai cu din gură! Bă, dacă stai cu piciorul afară... Bă, stai unde vreau eu! Bă, ce-i mă reacție? Vezi, am de treaba ta! Bă, așa e, mă, ai spus! Vezi că stai acolo, nu vezi că stai! Bă, cum cu piciorul afară? Bă, tu trebuie să-ți vezi de treaba ta! Fratele meu, n-am stat, eu nu ți-am zis ție. Eu am stat aici. Vezi că o forțezi tare. Da, dar eu stau aici, zic eu. Dar cum o forțezi? Bă, el a stat aici. Dar ce o forțezi? El a stat aici. Nu înțeleg. Înțelegi? Bă, cu ce o forțezi? Bă, gata. Ai greșit-o din nou, tare, de tot. Ai greșit-o urât tare. Îți zic eu. Auzi, o forțezi, mă. Îți zic eu că ai greșit-o urât tare. Lasă-mă să joc. Bine. Păi eu vă las, bă, dar el s-a dus lângă el și a zis. Bă, unde m-am dus, mă, lângă el, mă, că eram aici. Te-ai dus aici? Era aici! Vezi că e greșit? Vezi că e greșit? Păi ce facem? Băi, nu mă lăsa să dau! Ce știu că fi mai? Mergem la vilă! Așa, hai! Hai! Eu zic, nu dai sau n-ai nicio șansă, dar nu-i spun că a greșit, unde stai cu piciorul? Nu trebuie să zic că el unde stă cu piciorul, dacă avem aici arbitri, dacă el a stat așa, înseamnă că așa e, dar nu trebuie să-i zic că el, vezi că ești cu piciorul greșit. Băi, numai ce, iasă din picior, mă. Băi, bagă piciorul, nu. Băi, de unde până unde asta?
Păi nu e, avem arbitru. Păi de ce trebuie să-i zică el? Simplu. Avem arbitru, fluieră. Ești greșit, nu? E greșeală, iarăși, ce vreți? Hai, dar iar vreți puncte pe mâncare? Nu, vedem! Mirel nu a reușit să aducă puncte în fața lui Doru, însă Cristi Pulhac i-a arătat că se poate. Nervos pe ce s-a întâmplat mai devreme, Mirel a încercat din nou să aprindă spiritele. Gianni Chiriță l-a potolit și l-a mustrat imediat. Bravo, băi, bravo! Bine, băi! Hai, mă, bă, dar tot timpul nu, canalizează-ți unde ai tu de dat, lasă-i pe părere! Aici am de dat! Păi hai, dă-i acolo! Acum dau! Păi hai! Ce este ciudat e că atitudinea lui Mirel nu s-a schimbat deloc. Chiar dacă luptătorul și-a adus aminte de curând că Amato, antrenorul său, este foarte vehement cu cei care se jignesc și se ceartă. Păi noi dacă ne vede pe sensei că jignivi un adversar sau că arăt mari sau tot timpul, simt afară de la lupă viață, nu mai ți-e mai cauza lot. Sau să aude cum se înjură unul pe altul la lot, acasă. Sensei, ce se întâmplă cu Mirel? În primul rând, nu sunt șocat. Ați titrat acolo că sunt șocat. Gândiți-vă că eu lucrez cu vreo 6.000 de sportivi, 6.000 de luptători la nivel național. E o întrebare, nu o afirmație. Da. Deci nu sunt șocat. Am auzit mai devreme și pe Ciprian și pe Vladimir. Acolo sunt frustrări mari, este clar. Nu am cum să justific în vreun fel sau să apăr sau să acopăr gestul lui Mirel. A fost disproporționat în mod evident. Să ne aducem aminte că de vreo 3 săptămâni, 4 săptămâni, Mirel nu prea a mai făcut nimic, n-a mai avut niciun gest. De ce tocmai acum? Dacă din punct de vedere al jocului. De ce tocmai acum? Al jocului nu prea au ieșit punctele, așa că nu prea avea ce să facă. De vreo 2 săptămâni nu prea a ieșit, astăzi a avut o zi excepțională, am văzut. I-a bătut aproape pe toți, la jocul de medalie. Doar la jocul de medalie. Păi acolo aceasta a fost și frustrarea lui cea mai mare, că n-a luat punctele, este clar. În clipa în care unui trăgător, atunci când trage la tir, stă să se concentreze și cineva îi țipă în ureche, vezi că n-ai pus bine mâna pe armă, n-ai pus bine mâna pe drăgaci, îl deconcentrează. El a simțit... Deci a greșit Ionuț, să înțelegem? Eu zic că a greșit și Ionuț la faza asta. Mie mi se pare, din tonul pe care l-am auzit că l-a folosit Ionuț, mie mi se pare că nu i-a spus deloc să-l încurce. Mi se pare că a fost chiar binevoitor, adică i-a zis, bă, vezi că n-ai pus piciorul unde trebuie. Da, dar tu știi foarte bine că în clipa în care tu ești concentrat să dai și cineva spune, vezi că n-ai pus piciorul unde trebuie. Da, dar intenția totuși contează, deci, adică chiar mi s-a părut că a fost bine intenționat. Dar în fracțiunea de secundă nu mai stă nimeni să disece și să analizeze dacă a fost intenția bună, dacă n-a fost intenția bună, cum facem noi. Noi stăm pe canapea aici, în confortul nostru și putem să facem orice. Acolo, la nervi, în momentul ăla de tensiune și de presiune maximă, este mai greu. Ai impresia că, de fapt, el, cu bună știință, a vrut să te deconcentreze, lucru care se întâmplă. Dacă tu ești atent acolo și cineva zice, vezi că n-ai pus piciorul bine, mă uit la picior... Ai pierdut momentul. Clar, cam așa a simțit-o. Ionuț își dorea ca, nu știu, Mirel să nu te corecte deoparte și Ionuț Război... Ionuț în sensul de intenție. Adică n-a avut vreo intenție să-l deconcentreze, așa cum face Gianni cu echipa războinicilor de multe ori. Numai că Gianni, ăsta este felul lui, simt într-un anumit fel, are jocul lui. Ionuț, eu spun că este a doua lui greșeală ca antrenor, că a mai greșit-o, știți, când a intrat în teren. Da. Este totuși la început ca antrenor și el și Gianni, o să-i mai ia ceva timp. Dar de ce să trecem la greșeli pe asta? Că până la urmă, dacă lui Gianni acceptăm faptul că are felul ăsta... Dacă n-a fost cu intenție, a fost greșeală. Păi nu, o secundă. Dacă lui Gianni acceptăm felul ăsta al lui de a fi, de ce să nu-i acceptăm și lui Ionuț felul ăsta? Că până la urmă, dacă într-adevăr l-a încurcat și au câștigat războinicii acel punct datorită lui, nu e o greșeală. E o strategie. Nu. Poate să fie o strategie, numai că Gianni și el a explicat-o altfel. El spune, nu poate, nu mai... vezi că ești înaintea lui, vezi că nu iese. Ionuț i-a spus, referitor la un lucru foarte tehnic, vezi că n-ai pus piciorul unde trebuie, în sensul că vezi că s-ar putea să se repete traseul, știți că a mai fost povestea cu repetatul, și atunci în mintea lui a fost, oi fi pus piciorul unde trebuie. Mie mi se pare mai inteligent ce a făcut, adică este un pas înainte. Eu nu spun că n-a fost inteligent, dar Mirela a avut o reacție disproporționată oricum ar fi. Dar ia să vedem ce spun și războinicii. Da, cum zicea și Vladimir, e o mișcare inteligentă, plus minus, pentru că la un moment dat tu trebuie să profiți de defectele jocului și cum Gianni de altfel încearcă într-un anumit fel, de data asta, nu știu dacă e și lui Ionuț sau a fost intenționat, dar omul și-a zis părerea și atunci, într-un fel sau altul, bă, tu nu ești în perimetrul ăla. Și
și noi... Și chiar nu era? Nu era, cu un picior era și afară. Noi, și ei, faimoșii, dacă au de ce se lega și de a-i avantaja în joc, se leagă, că eu mă lupt ca să câștig într-un fel totul. Și Ionut să luptă, că îi sau nu e antrenor tehnic sau mai... Dar acolo Mirela a greșit, nu știu, din punct de vedere regulamentului, avea voie să stea cu piciorul acolo, n-avea asta voie să stea cu piciorul, că tu ai fost acolo și știi regulile. Da, asta e buba, că de-aia ai făcut perimetrul ăla, dar se acceptă, pentru că într-un fel... Dar tu deci poți... Mirel era bine. Era și nu era bine. Dacă faci mai multă gură, s-ar putea să nu fie bine. Păi e regulă sau nu e regulă? Adică în primul rând, se există niște reguli, dar regulile astea se și scriu odată, fiindcă oamenii n-au cum să știe dinainte ce să sunt o mie de variante. Ei, în mod normal, dacă există o situație în asta care este la limită, nu știi corect, incorrect, lasă jocul să continue, exact cum se face în fotbal. Și vine și ți se pare cineva că a fost fault, dar nu e sigur, lași pe ăla să vezi unde, dacă dă gol, adică... Da. Dacă câștiga datorită acelui avantaj, ar fi spus, băi, vedeți că... Dar dacă era situația incertă, cum și era, au lăsat jocul să continue. Deci Mirel în mintea lui, atunci când arunca, putea să gândească că el este regulamentar în teren sau nu? Mirel, părerea mea este că Mirel nu trebuia să asculte ce se întâmplă pe... Un jucător bun asta face, știe să treacă cu vederea. Am înțeles, dar în mintea lui el putea să considere că este regulamentar ca poziție? Nu trebuie să fie intimidat de... El putea să... Adică în mintea lui era că este regulamentat. Bineînțeles. Eu cred că el nici nu știa unde se află. Da, că exact. Și mie mi s-a mai întâmplat să o dau de după aia, fără să știu unde sunt. Și după aia să mi se spună, bă, vezi că ai trecut, fără să-ți dai seama. Iar el în momentul acela, pentru că noi vedem foarte bine că de vreo două luni de zile, câteva reacții ale lui au fost provocate intenționat sau nu, dar i-au găsit punctul slab acolo, l-au învârtit puțin cu cheița acolo unde îl deranjează cel mai tare și a cedat pentru că nu avem cum să justificăm. Pe Mirel, pot să înțeleg că l-a deranjat această intervenție a lui Ionuț, dar eu mi-amintesc foarte bine că și el la un moment dat a făcut, chiar cu Diana a făcut când a jucat jocul cu Carol, a strigat după ea, vezi că ți-a căzut mingile, ceea ce nu era adevărat, întoarce-te că ți-a căzut mingile, ceea ce nu era adevărat. Și ea se putea întorcea pentru că credea că e cineva de la noi din echipă. Adică nu cred că ar trebui să, când e cu musca pe căciulă, nu cred că ar trebui să riposteze atât de tare și atât de urât. El nu trebuie să asculte când joacă de nimeni. El trebuie să-și vadă, nu trebuie să te uiți în stânga, să vezi ce face adversarul, tu trebuie să-ți vezi treaba ta și cam asta. Este evident că gestul lui este disproporționat, la fel de bine cum știți cu toții că acolo toți aveți gesturi pe care poate într-o situație normală, confortabilă, nu le face. Care e părerea lui Ciprian despre Mirel? Pentru că știu că și tu ai avut, Ciprian, un clinch, poate chiar mai multe, cu Mirel. Vreau să te gândești și să ne spui imediat. Am revenit în direct la Fan Arena. Spuneam că sunt tare curioasă care e părerea lui Ciprian despre Mirel. Părerea mea este că e foarte vulcanic. Și mă rog, se lasă cum să spun, influențat în momentul când joacă. Dacă aude ceva, se atacă, ceea ce nu-l avantajează la joc. Voi v-ați dat seama de lucrul ăsta și l-ați folosit împotriva lui? Nu, el oricum are și tricuri de acelea. Eu n-am avut treabă, numai acolo m-am suit la car și m-am trezit că m-am împins cu capul și nu s-a luat nicio măsură. Na. A zis, nu a fost. După aceea, acolo când am avut cu praștă, așa, mi-a pus piedică, dar m-a făcut că nu plouă. Ideea e, să încerci să eviți conflicte, că n-ajungi niciunde. Dacă muști, te duci și îți dai cu capul de pereți, dar asta e ideea. E un joc, până la urmă, unii au cuvinte, unii au gesturi, unii au zâmbete și fiecare își folosește cărțile, să zic așa. Că, eu zic așa, 20% din tot jocul ăla e ca să mergi pe parcurs și să alergi și restul e totul psihologic. Joc psihologic. Da, iar undeva la 30% trebuie să ai calmitate și inteligență ca să dai acolo, să te concentrezi să dai la... Ciprian a fost un jucător Dragilor, vă mulțumim... A fost un jucător foarte bun, Ciprian, într-adevăr. Ia uzi. Da. Vă mulțumim tare mult pentru că ați fost în această seară alături de noi. Vă mulțumim și dumneavoastră celor de acasă. Nu uitați că urmează un weekend plin de exatlon. Mâine seară, Vulturii de Noapte vă așteaptă cu o ediție spectaculoasă. Iar noi ne revedem abia miercurea viitoare, tot așa la ora 23. Vă pupăm, seară bună să aveți!